Salutare! A venit momentul să ofer cadouri nedorite celor mai dezagreabile filme din anul 2023. Și așa cum cere o la, o să încep cu 5 mențiuni. Poate că n-am priceput filmul, dar pare mai degrabă că găsește scuze unei abuzatoare de minori pe principiul că uite ce mult se iubesc. Ea la 36 de ani el la 13 ani, cea mai lungă ciorbă românească lipsită de orice fel de sens. Este un film inutil, despre nimic, care spune nimic și în care se întâmplă a ghicit, mult nimic. Filmul are niște personaje imbecile de la cap la coadă, iar totul se rezolvă pe bază de noroc, potriveală nimereală sau întâmplare și cumva v-am menționat că personajele sunt tâmpite? Aici recunosc, eram de partea rechinului, deoarece voiam să-i belească pe toți căcănarii care îl zgândăreau și nu-i dădeau pace. O fleșcăială de film de acțiune, vai și amar de curul lui, a fost atât de slab și de fad, încât nu mai am habar care i-a fost povestea sau ce s-a petrecut în el. Dacă mențiunile au fost cât de cât comestibile, Țineți-vă tare că de acum încolo vin bășinile urât mirositoare și, din nefericire, multe dintre ele sunt din draga noastră țărișoară care în 2023 a lansat filme pe bandă rulantă. Este o o cămilă bizară cu o distribuție extrem de eclectică cu personaje de diverse etnii și orientări sexuale că na. Așa este în România, în vârf de munte. S-a dovedit a fi o aiureală totală, chiar dacă pornește cu gânduri bune. Ideea de la baza filmului este aceea că societatea, cu cât este mai conectată digital, cu atât este mai decablată emoțional și uman. Din nefericire, punerea ei în scenă a fost un dezastru și a ieșit un film extrem de slab care nu e nici dramă, nici comedie, nici altceva. Evident, nu putea lipsi din top al. 39-lea film din serie, dar să zică merci că este pe nou de regulă, franciza închidea topul. Nici nu-l pot considera un film de sine stătător, deoarece o foarte mare bucată constă doar în rememorări ale trecutului. Chiar dacă sună a misoginie dusă la apogeul nesimțirii, nici că-mi pasă, însă trebuie să-mi iau de pe suflet această piatră. Povestea din film pare mai degrabă a fi visul umed închipuit de o gospodină care a eliminat litera G din alfabet pentru că n-a găsit-o niciodată sub formă de punct. Filmul n-are nicio logică în el, constă în cuvinte aruncate pe foaie la întâmplare care au dus la niște scene dezlânate, lipsite de orice coeziune. Înțeleg că ai buget de cord cu lapte expirat și nu ți-ai permis ceva mai acătării, dar măcar de dădeai o acadea unui copil de grădiniță să-ți corecteze erorile din scenariu și tot ieșeai mai câștigat. Nici nu comentez pe seama efectelor speciale, deoarece, deși arată într-un mare hal, sunt mai bune decât anticipam. Însă dezastrul peste care nu pot să trec cu vederea este scenariul care reprezintă o calamitate mai distructivă decât o tornadă în flăcări. Personal, mi s-a părut a fi o mizerie care ar face până și cu furala din fosa septică să pară un preparat demn de șef la cuțite. Nu are nicio glumă în adevăratul sens al cuvântului și totul se bazează pe un limbaj extrem de vulgar, dar lipsit de sens. Iar efectul s-a dorit a fi potențat de prezența în distribuție a unei celebre artiste vocale, din gura căreia se scurgeau multe lături vorbite. Nu sunt vreun puritan să mi se scoale ciocănelul din ureche la uzul unor slobozeni spurcate, dar ele trebuie să fie unele cu șpil, folosite cu cap și, mai ales, să aibă o finalitate amuzantă se aseamănă mai degrabă cu o colecție de scenete refuzate din precedentele două filme, secvențe care nu au trecut de procesul de editare, nefiind considerate demne de a face parte din produsul final. Și au zis oamenii că dacă tot au atâta material la dispoziție, să o pună și de un al treilea film, chiar dacă n-au avut un scenariu coerent și nici măcar o glumă bună. Fără a mai alerga oaia prin stână, arunc direct cu epitetul cel mai potrivit pentru așa zisele glume din film. Ele sunt retarde și se bazează pe două tertipuri care sunt dintre cele mai leneșe, anume repetiția și stâlcirea cuvintelor. Scenarul abominabil zici că este scris de niște puștani de 14 ani care doar își imaginează cum funcționează o investigație polițienească dar n-au habar care este procedura. Tocmai de asta și protagoniștii se comportă ca niște puștani libidinoși ce au în ei niște glume expirate chiar și pentru un elev de clasa A6 a șasea. Scenariul are multe, dar incredibil de multe cacofonii și am înțeles și de ce pentru că filmul este un mare căcat. De la armele de jucărie ce par a fi cumpărate pe 10 lei, de la un bâlci de la țară și până la actoria jenantă a celor care se fâlfâie prin scene, Totul denotă un caragioslâc absurd. Este o dramă cu tremurătoare despre pierderea cuiva drag, iar mesajul transmis este acela că nimic nu contează pe lumea asta în afară de iubirea familiei. Din acest punct de vedere, abordează un subiect sumbru despre care nu ne face plăcere să discutăm, deoarece ne trezește amintiri neplăcute. Dar să mă ierte toate divinitățile care sunt printre nori, sau mai știu eu pe unde, nu ai cum să te prezinți cu un produs atât de execrabil din toate punctele de vedere la nivel tehnic. Este atât de prost făcut încât m-a redus la stadiul de cocalar în sala de cinema și am scos telefonul să chem băieții de la salubrizare. Dacă îl numesc latrină infectă, probabil că jignesc rahatul din Veceu, așa că o să mă rezum la titulatura de film și este la fel de distractiv ca un cancer în fază terminală când ai 10 ani. Simțeam cum mi se creierul și se transformă în lături porcine, atât de inteligente sunt dialogurile de zici că sunt scrise de un macac lobotomizat cu barosul. Este populat de rapandule și boarfe, pe de-o parte și pulărei și martalogi pe de altă parte. Ce să o mai lungesc? La auzul replicilor din film mi-a curs din urechi mai mult sânge decât în acea perioadă a lunii în orașul brazilian populat doar de femei. Frați și surori de suferință, la filmul ăsta a fost nevoie de doi regizori și trei scenariști pentru a încropi povestea și a o pune pe ecran într-o formă finală care să aducă la producție profesionistă. Pot spune cu maximă siguranță că oricine a absolvit clasele primare și a scris o compunere ce am făcut în vacanța de vară poate concepe o poveste mai bună decât cea din acest film. Scenariul este un dezastru de noi adevărat și asta transformă filmul într-unul inutil, imbecil, iritant, isterizant și incoerent. Ar trebui să cer daune morale pentru că m-a determinat să iau un hap pentru a împotoli -mi migrena groaznică pe care mi-a generat-o. Probabil, nu mă pronunț încă, ăsta este cel mai imbecil film și implicit cea mai mare mizerie pe care am pus ochii. Nu anul ăsta! Nu de cada asta, ci de când mă uit eu la filme. N-are niciun dram de logică, scenele sunt editate haotic, n-au vreo legătură între ele, iar povestea lipsește cu desăvârșire. Sau că există și șansa asta, filmul este atât de genial, încât n-am priceput eu nimic din el. Însă mi-am dat seama încă din start ce poamă belită va fi acest film când mă uitam la niște personaje care gemeau într-o baltă. Și gemeau, și gemeau, și tot gemeau mai ceva ca într-un film porno cu orgii. Bine, undeva în anusul poveștii sunt niște urme maronii care încearcă să atace niște subiecte la modă, dar la cât de prost este filmul, cine să mai bage în, piz în seamă temele abordate. Gata, am terminat și pe anul ăsta cu acest top și implicit cu măgăriile și îmi cer scuze și îmi pare și rău că am pus în top atâtea filme românești. Dar nu am avut ce face și este și vina mea pentru că mă duc la toate panoramele să susțin cinematografia românească. Până data viitoare, spor în viață, să aveți parte de Nipemi, niște pelicule minunate. Nu ca astea, aveți grijă de voi și papa! Pa!